Bun găsit! De la 1 iulie, gazele naturale ar urma să se scumpească cu 20%, iar energia electrică cu 10%, potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă. Unul dintre motivele pentru care gazele naturale se scumpesc, dar și energia electrică, este pentru că furnizorii știu că populația nu este dispusă să își schimbe furnizorul. Pentru a vă asigura totuși că plătiți un preț corect pentru energia electrică și pentru gaze, puteți folosi comparatorul de prețuri de pe site-ul ANR. Aici am trecut județul din care provin și localitatea. Apoi, de pe factura actuală, am trecut consumul lunar estimat, prețul de furnizare din factura actuală și abonamentul, dacă acesta există. Apoi apăsăm pe butonul Caută, iar ANR ne va arăta care este cea mai avantajoasă ofertă pentru noi. Vedem aici că dacă aș fi acum dispusă să-mi schimb furnizorul, aș plăti cu 8 lei și 53 de bani mai puțin pe lună, așadar aș face economie de circa 100 de lei pe an, doar dacă aș fi dispusă să-mi schimb furnizorul.